Parlamentarii PDL au depus la buget aproximativ 10.000 de amendamente. 365 de amendamente au fost depuse de parlamentarii PDL ai Sucevei. Secretarul general adjunct al PDL a precizat că amendamentele depuse vizează o serie de investiții în județul Suceava și alocare de fonduri pentru proiectele începute și nefinalizate. Avem drumuri naționale, 6 amendamente în valoare de 115 milioane de lei și care cuprinde studii de fezabilitate pentru autostrada Suceava-Focșani, DN17B Vatra Dorni, limita de județului Neamț, centura Sucevei, 60 de milioane, centura Rădăuți, centura Fălticeni. Cadastru gratuit, un amendament de 200 de milioane, investiții în infrastructură din cadrul Ministerului Dezvoltării, 167 de amendamente, totalizând 1.621 milioane lei, 1.621 milioane lei, municipiul Suceava are izolare termică, asfaltare străzi, parcări, sală polivalentă, celelalte orașe și comune apă, canal, pe HG577, pe OG7, infrastructură, locuințe sociale, drumuri comunale, rețele electrice, educație, universitate, 3 amendamente, în valoare de 8.500, școli, 75 de amendamente, biserici, 54 de amendamente și aici vreau să vă spun că la biserici să nu credeți că sunt amendamente pe construcție de noi lăcașuri de cult, ci pentru reparații care sunt absolut necesare. Centre și cămine culturale, 29 de amendamente în valoare de 37,9 milioane lei. Transporturi, 3 amendamente, 109,5 milioane. Gara Ițcan, ruta cumpărătura Ipotești, Salcea. Turism și agrement, 2 amendamente în valoare de 30 milioane lei. Deputatul Ioan Balan a precizat că unele amendamente depuse de PDL au fost preluate de la parlamentarii USL de anul trecut. Balan a declarat că USL a criticat anul trecut faptul că amendamentele lor nu au fost aprobate. Unele din amendamentele depuse au fost preluate dintre cele depuse de către USL anul trecut. Și acum vreau să văd câte din ele sunt de actualitate, le-am verificat, câte din ele vor fi susținute, că știm cu toții că anul trecut au fost susținute vehement și criticați noi că nu am aprobat acele amendamente. Vrem să vedem astăzi cât de disponibili vor fi în, măcar pe acei parlamentari suceveni vis-a-vis de amendamentele de la Suceava.